Pacea Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu pentru dimineață. Mulțumim lui Dumnezeu pentru sabat. Mulțumim lui Dumnezeu pentru odihnă. Mulțumim lui Dumnezeu pentru prospețimea ființei și a gândirii. Într-o astfel de perspectivă edenică, spune cuvântul lui Dumnezeu că în răcoarea zilei Dumnezeu venea și se plimba împreună cu omul. Cred eu că minutele de rugăciune sunt o astfel de plimbare cu Dumnezeu. Așa că, având în vedere că este alături de noi, la dreapta noastră, vă invit să ne plecăm pentru închinare și să îi mulțumim pentru prezență. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru că sabatul are minuni de har pregătite pentru fiecare dintre noi. Îți mulțumim pentru că Tu ești acela care faci deosebit această zi și această întâlnire. Îți mulțumim pentru că prezența Ta prin Duhul Tău cel Sfânt aduce pace, liniște, binecuvântare în viețile noastre. Te rugăm, Părinte, ca în clipele de consacrare din această dimineață, te rugăm să faci ca sufletele noastre să se lege într-adevăr de Tine și nimic să nu ne mai poate despărți. Te rugăm frumos, vino cât mai curând și fă din noi niște robi credincioși în așteptarea Ta. Amin. Zilele care le trăim astăzi ascund în ele o primejdie extrem de puternică, și anume primejdia zăbovirii sau ideea cum că Domnul Iisus Hristos zăbovește să vină. În Matei, capitolul 24, la versetul 48, găsim această perspectivă și această avertizare. Dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăpovește să vină, vă rog să observați că răutatea robului se măsoară până la urmă prin faptul că el interpretează trecerea timpului cu faptul că stăpânul nu mai este interesat să vină înapoi atât de puternic. Adică zăbovește, are treabă, nu este importantă venirea lui. Punând acest cuvânt în contextul fecioarelor și al strigătului din Matei 25, iată mirele ieșiți în întâmpinare, aici robul necredincios face, eu știu, tabără foarte bună cu fecioarele neînțelepte. Iar robul credincios, despre care citim aici versetul 45, care este robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul să peste ceata slujilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă, acestea fac tabără bună sau comună cu fecioarele înțelepte. Cele două puse împreună ne fac să ne gândim că robul credincios este călăuzit de Duhul Sfânt, are ulei, robul necredincios are candela goală și Duhul Sfânt nu-l mai poate conduce. Cu alte cuvinte, el se află sub propria sa fire, sub propria sa călăuzire. Este cel care, fără Duhul Sfânt, vede în trecerea timpului doar faptul că Domnul Iisus Hristos nu se grăbește să vină. Faptul că felul ăsta de gândire este rezultatul lipsei Duhului Sfânt mă îngrijorează. De ce? Pentru că din ce în ce mai mult între noi se manifestă lipsa preocupării venirii Domnului Iisus Hristos. Nu vorbim despre El
nu-L așteptăm pe El, nu-L întrebăm pe El, Doamne, de ce întârzii sau întârzii? Pentru ca să auzim cuvântul Scripturii din cealaltă parte care spune Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui cum cred unii, ci are doar o îndelungă răbdare pentru voi, pentru ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Răbdarea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu pentru suflete, considerată de altă partidă, de alții, ca fiind doar zăbovirea lui Dumnezeu. Foarte de asemenea important. În timp ce alții lucrează pentru ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință, o altă secțiune, un alt segment de așteptători, de servi, de slujbași, de robi, stau, trândăvesc, mai mult decât atât, textul spune, încep să bată pe tovarășilor de slujbă, să mănânce, să bea cu bețivii. Nu știu dacă ne gândim să facem aplicații. Vă rog să nu faceți nicio aplicație în stânga sau în dreapta. Singura aplicație pe care trebuie să o facem și avem voie să o facem este în legătură cu noi. Cum arată faptul acesta ca eu să mănânc și să beau? Eu să bat tovarășii de slujbă. Eu să nu le dau hrană la vreme potrivită. Eu să cred că Domnul întârzie. Cum e asta? Textul biblic îmi spune că pe măsură ce dragostea se răcește, pe măsură ce timpul se lungește, pe atât zavistii, amărăciuni, provocări, certuri, apar în tabără, între credincioși. Când eram copil, citeam că în expedițiile polare, cel mai teribil timp este timpul în care corabia este prinsă în ghețari și nu se poate întoarce, trebuie doar să stea, să vină primăvara, să vină dezghețul. Și atunci se produce acea criză de nervi datorită faptului că nu mai e ce să faci. Afară pe punte nu poți să mergi, e vreme foarte urâtă, foarte rea. Trebuie să stai doar în cabina ta, cumva, 2 metri pe 2 metri. Stai o zi, stai două sau trei, stai o săptămână. După care apare depresia, apar certurile, cel mai mic gest făcut de altul, ți se pare ca fiind o mare jignire. Faptul că n-ai loc pe același coridor și că trebuie să-i faci loc celuilalt este o mare inconveniență. Certurile apar, conflictele apar în perioada aceasta. Cel mai greu este să menții un echipaj în postura de să nu facă nimic. Cel mai greu. Cel mai greu este să ții un echipaj atunci când întârzie stăpânul. Când corabia nu se mișcă pe loc, de pe loc. Când corabia este prinsă de ghețuri. Este cel mai greu. Dumnezeu, Domnul nostru, a știut lucrul acesta și ne spune: aveți grijă. E o problemă. Să nu credeți că Mântuitorul zăbovește, să nu credeți că întârzie. Planurile Lui nu cunosc nici grabă, nici întârziere. Cunosc doar ce trebuie. Dacă El își ține încă cuvântul, dacă cel ce vine va ajunge și va veni și nu va zăbovi, întrebarea mea este: de ce de la mine lucrurile par altfel? Am mai întors încă o dată Scriptura în Geneza, pentru că mi se spune că, cum a fost pe vremea lui Noe,
așa va fi și pe vremea sfârșitului, acum. Și am întors Scriptura în Geneza, la capitolul 7, încercând să descoper care a fost cea mai grea vreme prin care a trebuit să treacă Noe. Și gândindu-mă, poate că a fost greu când a făcut corabia. Dar în timp ce a făcut corabia, a propovăduit și a propovăduit cu zel și a venit oameni, au stat de vorbă cu el, s-a antrenat în lucrurile respective. A nădăjduit că probabil o mare mulțime de oameni își vor schimba viața. A nădăjduit că mulți dintre ei vor folosi corabia să-și salveze viața. A gândit în fel și chip. Apoi a terminat corabia. Absurditatea situației, faptul că era acolo corabia pe uscat, că nu era apă de jur împrejur, că nu se mai văzuse vreodată ploaie, probabil că și aceasta a fost destul de greu. Dar cred că Moise, iertați-mă, cred că Noe a trecut destul de ok peste treaba asta. Apoi a venit vremea când au intrat animalele în corabie. I-a dat curaj. I-a dat curaj. A văzut clar mâna lui Dumnezeu, nu doar că a văzut-o el, dar a văzut că o văzuseră și alții. Și a zis, a fost bine. Poate că acum se vor convinge. O minune nemaipomenită se întâmplă sub ochii lor. Cei care au fost așa pe punctul de a intra în corabie și care totuși n-au intrat, poate că acum cu siguranță vor intra. S-a băgat de seamă că animalele au intrat în corabie, dar oamenii care chiar crezuseră, dar în ultima clipă s-au răzgândit, oamenii aceștia chiar în fața minunii nu au intrat în corabie. Poate că oamenii ăștia, nu știu, poate că ei au crezut despre ei înșiși că sunt credincioși, poate că au zis, dacă ne-ar da Dumnezeu o minune, cred că am intra. Și le-a dat Dumnezeu minunea. Însă după ce au stabilit să nu creadă, după ce au hotărât în mintea lor să nu creadă, și când au intrat animalele, n-au crezut. De asta Dumnezeu spune că mântuirea e prin credință, nu prin vedere. Minunile nu ajută. Dacă te-ai hotărât să crezi, acum și să te pregătești pentru cer, e bine. Dacă te-ai hotărât să nu crezi acum și să zici că stăpânul zăbovește să vină, Mântuitorul spune, chiar dacă ar învia cineva din morți, nu vei crede. Nu ne putem imagina despre noi înșine că suntem așa. Dar așa suntem. Și-au rămas ușa deschisă o vreme. A intrat ultima pereche, ușa a mai rămas deschisă pentru ca să înceapă să intre și oamenii, când niciun om nu se hotăra să intre, când credința oamenilor, rațiunea oamenilor a fost judecată de niște animale fără rațiune și necuvântătoare, în momentul acela s-a închis ușa. Ce a urmat? A urmat batjocora. Și aici probabil că e greu. A urmat batjocora. Cu ușa corăbiei închise, cu soarele ridicându-se afară, cu o zi, două, trei, șapte zile
în care lucrurile au mers exact la fel și nu s-a schimbat nimic, cu oamenii care rămâneau afară și s-au hotărât să facă circ în legătură cu Noe și cu corabia lui, probabil că lui Noe a fost greu să facă altarul familial de dimineață și de seară cu ai lui. Cu toate astea. Cu toate astea. Certitudinea planului lui Dumnezeu și a legământului lui Dumnezeu cu familia lui l-a ținut puternic. Ce înseamnă să zici că stăpânul tău zăbovește? Este momentul acela de așteptare, de ironie, de batjocor. Este momentul acela când cei ce au ochi văd minunile lui Dumnezeu grăbind istoria și timpul, în timp cei ce s-au hotărât să nu creadă, găsesc motive să nu creadă mai departe. Este momentul în care ironia, batjocora sunt peste tot, iar lumea se îndreaptă în direcția ei. Apelul acestei dimineți este în legătură cu credința că Mântuitorul vine, nu zăbovește. Indiferent ce este în jurul nostru, luați lucrurile care sunt de jur împrejur cum doriți dumneavoastră. Însă e vremea să vină. Pe măsură ce nesocotirea legii lui Dumnezeu devine tot mai vădită, linia de demarcație dintre păzitorii acesteia, adică a legii lui Dumnezeu și lume, devine tot mai distinctă. Două clase de oameni sunt din ce în ce mai deosebite. Ca și cum unii ar fi în corabie și alții ar fi în afara corabiei. Ca și cum i-ar despărți un zid, ca și cum i-ar despărți o ușă. Ca și cum unii ar fi în chivot, în sfințenia lui Dumnezeu, iar alții ar fi afară, în nelegiuire. Atașamentul față de principiile divine crește în cadrul unei clase, în aceeași măsură în care disprețul față de acestea crește la cealaltă clasă. Se coc lanurile. Grâul e grâu, neghina e neghină. Începe să se vadă deosebirea. Lumea strigă. Nu avem nevoie de Dumnezeu. Scoatem cuvântul Dumnezeu din Constituția Europeană. Scoatem ideea de religie, de spiritualitate din lumea occidentală. America este și ea aceea care vede în Sfânta Scriptură și în religia creștină un factor de opresiune care limitează libertatea pe care și-o doresc oamenii care vor să fie fără legea lui Dumnezeu. Întrebarea este, în timp ce lucrurile astea sunt foarte clare în afara corabiei, în corabie, se întâmplă să crească atașamentul față de principiile divine? Cine este acela care face lucrul acesta? Ești tu? Criza se apropie cu grăbire. Cifrele în continuă creștere arată că timpul pentru pedeapsa lui Dumnezeu aproape că a sosit. Deși nu-i place să pedepsească, totuși el va pedepsi. Și aceasta în mare grabă. Nu vrem pedeapsa lui Dumnezeu.
asupra oamenilor. Vrem mântuirea Lui, harul Lui asupra oamenilor. În același timp însă vrem pedeapsa Lui Dumnezeu împotriva păcatului. Textul care spune, lipiți-vă tare de bine, împotriviți-vă păcatului. Este clar esența mântuirii, esența acelui lucru care desparte în două lumea. Când însă omul se lipește de păcat, este situația cea mai gravă care poate să se întâmple din punct de vedere al acțiunii lui Dumnezeu. Pentru că singura șansă ca Dumnezeu să poată lucra pentru ca să nu se piardă nimeni, este ca oricine să se depărteze de fără de lege. Oricine să se despartă de păcat. Și dacă s-a despărțit de păcat, Dumnezeu poate să ia omul și să lovească păcatul. Dar dacă păcatul este împreună cu omul, când lovește păcatul, lovitura respectivă cade asupra omului, care este suportul pentru păcatul acela. Ziua răzbunării lui Dumnezeu este foarte aproape. Sigiliul lui Dumnezeu va fi pus pe frunțile acelor care suspină din pricina urâciunilor care se fac pe pământ, cei care simpatizează cu lumea, mâncând și bând cu bețivii, vor fi cu siguranță nimiciți odată cu cei nelegiuiți. Cine mănâncă și bea cu bețivii, despre cine e vorba? Spuneți-mi, vă rog. Nu cumva este vorba de robul cel rău? Versetul 49. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. 1 Petru 3:12. Propria voastră viață va determina dacă vom primi sigilul viului Dumnezeu sau vom fi nimiciți de armele distrugătoare. Deja câteva picături ale mâniei lui Dumnezeu au căzut peste pământ, însă când ultimele plăgi vor fi revărsate, fără a fi amestecate cu milă, atunci va fi pentru totdeauna târziu, prea târziu pentru a ne pocăi sau a găsi adăpost. Nu va mai fi sânge ispășitor care să spele petele de păcat. Studiam și altă dată, există o căutare, un interes deosebit ca starea aceasta de nepregătire să se prelungească până când pregătirea nu va mai putea avea loc. Există un interes ca nimeni să nu intre în corabie câtă vreme ușa este deschisă. Și când se va închide lumea, când se va închide ușa, toată lumea se dea buzna încercând să intre. Cum vă explicați cuvintele acelea din Amos care spune, voi trimite foamete peste pământ, de la un capăt al pământului la celălalt, nu foamete de pâine, ci foamete după cuvântul lui Dumnezeu, vor alerga de la o margine a pământului la cealaltă, dar nu-l vor găsi. Cum vă explicați? Va fi o dezlănțuire a foametei după cuvânt când nu va mai fi cuvânt. Câtă vreme cuvântul este la dispoziția tuturor, se produce un fel de balonare. Toată lumea este prinsă cu altceva, se hrănește cu altceva, n-are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi dintr-o dată foamete când cuvântul nu va mai fi găsit. Care e rolul slujitorului în momentul ăsta? Care e rolul tău și rolul meu? Dragii mei, avem pâine, avem hrană la îndemână. Haideți să mergem cu ea la cei ce au nevoie, la cei ce peste 5 minute vor fugi să mănânce și nu vor mai avea ce. Haideți să facem ceva
pentru a ne arăta credincioșia și înțelepciunea. Pentru că am fost puși peste ceata slugilor, peste toți ceilalți, am fost puși ca purtători de steag, ca sare și lumină, ca slujitorii celorlalți, pentru ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Prin lipsa lor de devoțiune și evlavie și eșecul de a fi atins un înalt standard în cele religioase, credincioșii fac ca alte suflete să fie mulțumite de starea lor. Oamenii cu o judecată mărginită nu pot vedea că, luându-i ca model pe acești oameni care le-au deschis atât de adesea comorile cuvântului lui Dumnezeu, își pun în primejdie cu siguranță sufletele. Numai Domnul Iisus este modelul adevărat. Fiecare trebuie să cerceteze acum Biblia pentru sine însuși. Pe genunchi, înaintea lui Dumnezeu, cu o inimă umilă, de copil, dornică de a învăța, dacă dorește să știe ce cere Domnul de la el. Niciunul dintre noi nu va primi vreodată sigiliul lui Dumnezeu în timp ce caracterele noastre au vreo pată sau vreo mânjitură. Rămâne pe seama noastră să remediem defectele de caracter, să curățim templul sufletului de orice întinăciune. Atunci ploaia târzie va cădea asupra noastră, așa cum ploaia timpurie a căzut asupra ucenicilor la 50. Dragii mei, nu vă luați modele oameni. Nu vă opriți creșterea în zona unde s-a oprit pastorul, prezbiterul, prietenul sau altcineva. Creșteți după modelul Domnului Iisus Hristos. Mergeți înainte. În legătură cu fiecare dintre noi, rămâne ca noi să ne purtăm grija de a ne remedia defectele de caracter. Nu e vorba despre legalism. Nu vă temeți. Este vorba de o colaborare și o conlucrare cu Duhul lui Dumnezeu. Este vorba că Duhul lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos ne arată care sunt defectele de caracter. Și apoi El ne va da putere pentru ca să le învingem. Dar niciun defect de caracter nu va putea să fie învins fără ca eu să cer, să reclam, să strig la Dumnezeu putere pentru a-L birui. Putere îmi este dată. Cum o voi folosi însă ține de iluminarea pe care Dumnezeu o produce la nivelul conștiinței noastre. O, de a avea o credință vie, activă. Avem nevoie de aceasta. Trebuie să o avem, căci de nu vom slăbi și vom cădea în ziua încercării. Întunericul care va fi atunci pe calea noastră nu trebuie să ne descurajeze sau să ne ducă la disperare. Acesta este vălul cu care Dumnezeu își acoperă slava sa atunci când vine să împartă binecuvântări bogate. Noi ar trebui să cunoaștem aceste lucruri în experiența noastră trecută. În acea zi, când Dumnezeu va judeca pe poporul său, această experiență va fi o sursă de mângâiere și de nădejde. Aș vrea să mă opresc. Am citit pentru noi toți din Sfaturi pentru Biserică, capitolul 61, criza care vine. Pentru cel credincios, chiar și întunericul, spune aici, ultimul paragraf, nu este altceva decât un întuneric în care se ascunde Dumnezeu. Prezența Lui este acolo. Aduceți lumină în momentele de încercare, în momentele de întuneric. Trăiți credința că nicio clipă Domnul Iisus Hristos nu vă părăsește. Această credință nu va lăsa loc pentru ideea că El zăbovește, pentru că El e cu voi. El este acolo unde sunteți. Având în vedere această perspectivă, haideți la treabă în dimineața aceasta. Haideți, colegi de slujbă, robi ai lui Iisus Hristos, haideți să luăm Evanghelia
să luăm cuvântul lui Dumnezeu și să mergem spre aceia care ne-au fost dați pentru a-i hrăni, pentru a-i pregăti, pentru a-i smulge din acest veac nenorocit și pentru a-i împinge pe ușa corăbiei câtă vreme nu se închide. Dacă auziți ironii, bagiocuri, dacă îi vedeți pe alții că stau, dacă îi vedeți pe alții că trândăvesc, dacă îi vedeți pe alții răniți, incapabili să facă ceva și bolnavi, nu contează. Mișcați-vă dumneavoastră. Este vremea ca servul cel credincios să lucreze. Pentru ca ploaia târzie să facă, ca lumina candelei să crească și să fie lumină în biserică și pe pământ. Ca să vină Iisus Hristos. Amin. Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Iisus, de aici, din locul nevoii celei mai mari, strig către tine, Părinte, și te rog din suflet, du-ne pe stânca pe care nu putem să o ajungem, căci este prea înaltă pentru mine și pentru noi toți. De aici, din locul acesta al nevoii, strigăm către tine, învață-ne, Doamne, să luăm mâncare de la tine, să luăm hrană din cuvântul tău și să ieșim afară, să ducem celor ce au nevoie. Învață-ne, Părinte, cum să schimbăm firea noastră, firea robilor necredincioși, într-o fire a unor robi buni, care colaborează cu Duhul Tău cel Sfânt, care se lasă, Doamne, călăuziți, conduși, robii aceia care se transformă din niște leneși în robi activi, cărora nu le place să piardă timpul. Ajută-ne, Doamne, ca momentele acestea de rugăciune să poată să fie momente de rugăciune concretă pentru ca să putem lucra pentru slava numelui Tău. În ora de rugăciune trecută am vorbit, Doamne, despre nevoia de vizitare a celor ce au nevoie. Acum vom vorbi și vrem să te rugăm să ne ajuți să trăim cealaltă experiență, și anume să nu doar vizităm, ci să hrănim, să creștem, să sprijinim, să tămăduim pe toți aceia care sunt în jurul nostru și care au nevoie de intervenția noastră. Fă din noi, Părinte, o agenție a mântuirii. Fă din fiecare dintre noi un serv categoric, puternic al iubirii Tale. În numele Domnului Iisus, pune gândul acesta în noi pentru sabatul acesta și pentru toată viața noastră. Amin.